Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, slăviți să fie Domnul! Preacucernice Părinte, preiubiți frați, aș vrea să încep de la ceea ce am lăsat miercuri la seara de rugăciune. Mărturisesc că am avut o binecuvântată bucurie legat de tema poeziei pe care a citit-o sora și ultima parte a ei. Când stăteam aici cu părintele, stăteam cu încă un frate tânăr și cu o surioară care a venit să dea mâna cu părintele și cu noi și am întrebat-o ce face, cum de este la oră de rugăciune și știți care a fost răspunsul ei? A fost pentru că așa ne-a spus în predică. Frații mei, suntem în locul acesta pentru că așa ne-a spus Dumnezeu că trebuie să fim aici. Sora a menționat că așa i-a spus cineva, așa a înțeles ea și părintele a zis, frate Sile, vezi că sunt și urechi care ascultă predicile și ea este un exemplu elocvent în sensul ăsta. Frații mei, suntem aici și slavă Domnului că suntem aici și nu în altă parte. M-am gândit în mod deosebit la acest apostol al zilei de azi. Este încărcat de învățătură pentru noi, frații mei, pentru copiii lui Dumnezeu și în special pentru ostașii Domnului. Când Sfântul Apostol Pavel a scris Efesenilor, în ultimul capitol, capitolul 6, sunt convins că în fața lui stăruia imaginea soldatului roman. Îl avea în față și când mânat de Duhul lui Dumnezeu s-a pus să aștearnă pe hârtie scrisoarea aceasta Efesenilor la încheierea ei, a avut o revelație din partea lui Dumnezeu. L-a avut pe acel soldat roman și a început Sfântul Apostol Pavel să scrie cu privirea la el și cu gândul la toți ostașii lui Dumnezeu, la toți copiii lui Dumnezeu. Dragii mei, Sfântul Apostol Pavel își începe versetul 10 cu cuvântul încolo, adică în rest, adică tot timpul. Întăriți-vă în Domnul și în puterea Lui. Aici constă secretul vieții noastre cu Hristos, iubiții mei. Aici și nu în altă parte. Sfântul Apostol Pavel a fost extrem de clar și ce a urmărit să transmită a avut din partea lui Dumnezeu pentru toate generațiile de oameni care își vor dori ca sfârșit al vieții lor, în cununarea alergărilor, în împărăția lui Dumnezeu, cum s-a spus aici, cununa, să o primim din mâna lui. Am fost plăcut surprins de modul în care fratele Traian, și numai câteva gânduri vreau să citesc, ca să ne sprijinim pe afirmația apostolului zilei de astăzi, prin gura și prin scrisul fratelui Traian. Cu privire la întăriți-vă în Domnul, fratele Traian spune, toată garanția biruinței noastre în marea luptă cu cel rău, cu diavolul, pentru că despre el este vorba aici, uneltitorul nostru, cel cu care trebuie să ne luptăm în fiecare zi a vieții noastre pe pământul acesta, este diavolul. Și nu numai atât, mai departe, versetul 12 vorbește de toată structura celui rău, când îi enumeră aici căpeteniile, domniile, stăpânirile întunericului viacului acesta, spunea Părintele Duminică la vecernie, a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Uitați-vă dumneavoastră cu ce forță trebuie să se măsoare un copil al lui Dumnezeu în lupta mântuirii lui. Uitați dumneavoastră ce armată
ce uneltitori stau gata să se lupte cu noi de fiecare dată. E grea lupta mântuirii, iubiții mei. Nu-i ușoară. Lupta credinței e grea. Și spunea fratele Traian, de aceea, și spunea versetul asupra căruia aș vrea să mă opresc, două versete cu importanță colosală pentru mântuirea noastră. Rămânerea în picioare este condiția mântuirii noastre. Și rămânerea în picioare, dragii mei, se poate realiza într-un singur mod, plecându-te pe genunchi. Vrei să rămâi în picioare? Pune-te pe genunchi. Vrei să stai în picioare în lupta cu cel rău? Pune-te pe genunchi. Spunea cineva și mi-a plăcut mult lucrul acesta, pentru că, de fapt, oglindește o realitate a lumii de astăzi. Spunea, pentru mulți creștini, rugăciunea este, pentru puțini creștini, rugăciunea este ca volanul. Dar pentru mulți creștini, rugăciunea este ca roata de rezervă. Dragii mei, este un mare adevăr aici. Ai nevoie de un volan ca să poți conduce o mașină și să poți ajunge acolo unde ți-ai propus. Din păcate, pentru puțini semeni de ai noștri, pentru puțini creștini, rugăciunea mai are importanța volanului la mașină. Pentru cei mai mulți, din păcate, iubiții mei, are rolul roatei de rezervă. Rugăciunea ca roată de rezervă. Din când în când îmi ridic capacul din portbagaj și pun mâna pe roata de rezervă să văd dacă nu-i desumflată, că nu o folosesc niciodată. Iubiții mei, un copil al lui Dumnezeu nu poate folosi rugăciunea ca o roată de rezervă. Atunci când trece prin necaz, prin suferință, prin dureri, atunci când are probleme, știe că are acolo o roată de rezervă și se duce și apelează la ea. Nu, iubiții mei, nu se poate așa ceva, dragi și scumpii mei. Spunea tot cineva despre rugăciune cu importanța ei colosală în mântuirea noastră. Cât de ușor învață limba noastră rugăciunea Tatăl nostru, dar cât de greu învață inima. Nu-i așa, iubiții mei? Cu limba ce ușor spunem Tatăl nostru, dar inima e departe de oglinda acestei realități care trebuie să devină evidentă pentru fiecare dintre noi, scumpii mei. Și fratele Traian, mânat de această dorință pentru noi, fratele Traian spunea, biruința noastră în marea luptă este această legătură pe care o avem prin comuniune, prin rugăciune, prin părtășie cu Dumnezeu, iubiții mei. Asta este important. Sora, deși n-are, am înțeles, decât 16 ani, dacă nu greșesc, în clasa 10-a a știut să răspundă cu seninătate, m-a dezarmat. Pentru că aici trebuie să fim, nu așa am auzit în predică? Trebuie să fim la ora de rugăciune, trebuie să fim la seara de rugăciune, iubiții mei, nu uitați! Toate binecuvântările adunării și frățietății, toate binecuvântările oastei, toate biruințele oastei se clădesc pe genunchi. Scumpii și iubiții mei, nu uitați! Fratele Traian spune, atunci când este oră de rugăciune, nu poți să fii în altă parte decât la oră, la seara de rugăciune. Atunci când frații știi că de la ora 19 sunt la oră de rugăciune, nu-ți poți permite să fii în altă parte. Ori dacă ești acasă, lasă totul, nu poți veni, ești bolnav, țintuit pe pas, știi că de la ora 19 frații se roagă, stai în genunchi, citește și roagă-te și tu să fii în duh cu ei. Să fii în părtășie cu ei. Iubiții mei, asta este garanția. Asta este, dacă vreți dumneavoastră, prioritatea absolută a oastei Domnului astăzi. Genunchii și rugăciunea. Plecați-vă genunchii și ridicați-vă mâinile spre Dumnezeu, iubiții și scumpii mei. Asta este ce trebuie să facă fiecare ostaș al lui Dumnezeu, ca să rămână în picioare. Spunea fratele Traian, în această luptă totală, noi să nu uităm niciodată cine și ce fel de dușman este diavolul, să nu uitați, iubiții mei. Este un dușman atroce, deși Domnul Iisus Hristos l-a biruit prin moarte pe cruce,
Diavolului a mai fost lăsată putere, dar apostolul Petru spune, el în zilele acestea răgnește ca un leu. Imaginați-vă să fiți într-o pădure, să fiți undeva și să auziți răgnetul unui leu și dumneavoastră să nu fiți protejați, să nu puteți să faceți nimic. Ce ați simți în clipa aceea? Imaginați-vă, asta este diavolul. Asta face el astăzi. Asta declară el astăzi, cu asta se luptă, asta e preocuparea lui. Și dragii mei, cel că el este un vrăjmaș plin de vicleșug și de răutate, așa că lupta este de la început inegală, iar el ușor ne-ar putea învinge și nimic și nimicii dacă n-ar fi de partea noastră Domnul nostru și puterea lui și tăria lui și ajutorul lui. Dar ăstea nu vin oricum, dragul meu. Ăstea nu vin oricum, ăstea vin dacă tu ți le dorești, dacă tu lucrezi pentru ăstea, dacă tu râvnești pentru ele. Pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe puterea tăriei Lui să ne bizuim, cerând puternic încă de la început ajutorul acestei mari puteri. Spune fratele Traian, crucea lui Hristos care este semnul și puterea prin care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a biruit, l-a biruit pe diavolul, este și poate să fie și ajutorul nostru. Acolo, la picioarele crucii, este locul de care Satan nu se poate apropia. Acolo este puterea care îl îngrozește pe Satan și îl alungă. La picioarele crucii biruitoare e locul salvator unde orice suflet care a scăpat și a ajuns este la adăpost de orice primejdie. Și câtă vreme sufletul ajuns acolo rămâne îngenunchiat și a lipit de dulcele mântuitor și răscumpărător Iisus, nimeni și nimic nu-i va mai putea face niciun rău. Frații mei, asta este chemarea noastră. Asta este îndemnul Sfântului Apostol Pavel, asta este îndemnul înaintașilor noștri. Asta vrea Sfântul Apostol Pavel când a scris acest apostol. El, mi-am subliniat aici, dorința lui era să ne îmbrăcăm cu toată armătura lui Dumnezeu. Iubiții mei, trebuie să știm lucrul acesta, că această îmbrăcare cu armătura lui Dumnezeu și cu toată stă la îndemâna noastră, iubiții mei. Ne este dată această învățătură, ne este dat cuvântul lui Dumnezeu, ne este arătat cum au muncit, au luptat și au murit ei ca și noi la rândul nostru să avem biruință cu cel rău, să avem biruința cu diavolul. Ce am văzut aici în mod deosebit, am spus, versetul 13 menționează din nou, luați toată armătura lui Dumnezeu ca să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Cu diavolul nu trebuie să faci pact, iubitul meu. Cu diavolul, spune aici și fratele Traian, nu există niciun fel de armistițiu, niciodată. Nu poți lega prietenie cu diavolul, nu poți spune pace cu diavolul, iubitul meu. Scumpul și dragul meu, niciodată. Diavolul ți-a declarat luptă și război pentru toată viața ta. Când tu te-ai hotărât, când tu ai pus legământ, când tu te-ai înrolat în oastea lui, tu din momentul acela ești combativ în lupta lui Hristos, în oastea lui Hristos, împotriva celui rău, împotriva diavolului, dragul și scumpul meu. Nu uita! Din momentul acela, între tine și el nu există armistițiu, nici o perioadă de pace, nici un mijloc de înțelegere, nici o clipă de răgaz. Ești o cetate asediată în fiecare zi de cel rău. Atâta se va lupta cel rău cu tine, atâta îți va da târcoale, până când te va trânti. Asta este, de fapt, biruința, asta este, de fapt, încheierea unei biruințe a unui soldat când este trântit, când se află trântit jos. Atunci el pierde lupta, atunci cel dușmanul lui îl poate omorî pentru că el este trântit jos. Diavolul asta vrea să facă cu noi, să ne trântească, să ne culce la pământ, că apoi mai urmează un singur lucru, să te omoare.
scumpul și iubitul meu. De aceea, versetul acesta se încheie: să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul. Nu e ușoară lupta mântuirii, iubiții mei, la care am fost chemat și care ne va asigura, ne va asigura la sfârșitul credinței noastre, spune fratele Traian și menționează de fiecare dată, nu la începutul ei, ci la sfârșitul credinței ne va dărui mântuirea, iubiții mei. Scumpi și dragii mei frați, spune fratele Traian mai departe aici, rămânerea noastră în picioare depinde de starea noastră în genunchi. Biruința noastră în lupta cu Satan și cu puterile lui depind numai de luptele noastre în rugăciune, iar puterea noastră de împotrivire contra păcatului depinde numai de puterea lipirii noastre de crucea și de jertfa Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu există altă garanție, iubiții mei, nu există altă posibilitate să-l biruiești pe cel rău decât așa. Toată lupta diavolului se dă pentru a ne doborâ, pentru a ne trânti, iar după ce te-a trântit, spre a te omorâ. Fratele Traian ne dă soluția și soluția o ia din cuvântul lui Dumnezeu și spune așa: demnitatea a fost totdeauna atitudinea Domnului nostru Iisus Hristos. Și vine fratele Traian și vorbește aici despre mijlocul încins cu adevărul. Și vine fratele Traian și spune: mijlocul, știți ce important este mijlocul? Să-l ai încins cu adevărul. Cei care ați făcut armata știți, când ai călcat greșit în armată, ți se ia centura și ți se ia șireturile și ești trimis să faci pedeapsă. Două lucruri de care ești deposedat, de centură și de șiret. Știți cum arată un soldat fără centură și fără șiret? Arată, iubiții mei, într-o stare deplorabilă. Un soldat fără centură și fără șiret nu arată a soldat. Te-ai dezonorat, n-ai demnitate, ai căzut. Și asta este dovada că tu ești pedepsit în armată și trebuie să mergi să-ți însușești pedeapsa. Scumpii și iubiții mei, și fratele Traian spune același lucru. Când tu ești privat de acest mijloc încins cu adevărul, când tu nu mai ai și nu mai ții învățătura dreaptă a credinței, a înaintașilor, când tu nu mai ești și nu le mai ai, tu ești atunci ca un soldat care trebuie să fie pedepsit pentru că a greșit, a călcat strâmb. Și spune fratele Traian despre demnitatea aceasta: priviți la Iisus Hristos în fața lui Pilat, în fața lui Irod, în fața marelui preot, în fața crucii, în fața suferinței, în fața morții, priviți la Hristos, cu câtă demnitate a stat acolo. Un ostaș al lui Hristos așa trebuie să stea în fața lumii. Un ostaș al lui Hristos așa demnitate trebuie să aibă în societate, acolo unde se află și unde trăiește în fiecare zi, iubiții mei. Un ostaș al lui Hristos, noi cei ce suntem ostași, ostași nu de fapt, ci ostași de drept. Dacă suntem ostași, atunci să arătăm prin ceea ce suntem noi, cu demnitate, că îi purtăm numele lui Hristos în lumea aceasta. La asta suntem chemați, iubiții mei. Și spune fratele Traian mai departe: să fii demn de Hristos și tu, sufletul meu, și tu, fiul meu iubit, stai tare în picioare și vei birui și tu, ca și Iisus Hristos, totul. Asta este, dragii și scumpii mei, învățătura pe care fratele Traian ne-o lasă. Doar câteva gânduri am vrut să citesc de aici, din acest apostol extrem de important. Când vorbește fratele Traian, de exemplu, în versetul 17 despre coiful mântuirii, se referă la minte și spune fratele Traian aici, unde noi magazinăm și acumulăm, să ai colful acesta a mântuirii ca o protecție, să nu lași orice învățătură să pătrundă în mintea ta, să nu te zmintească, să n-ajungi împrumutând învățături străine, să te pierzi de la credința și de la lupta credinței tale drepte. De aceea fratele Traian spune să luăm aminte și în privința aceasta ce importanță și ce rol are în viața noastră acest aspect. Și aș vrea să mai citesc câteva gânduri din o carte scrisă de fratele Sergiu. Nu știu dacă, probabil puțin dintre dumneavoastră aveți cărticica aceasta. Cercetați și vegheați, este titlul ei.
a apărut sub editura Traian Dor Simeria 2002 și fratele Sergiu, ca un cuvânt explicativ, spune chiar aici la final, legat de această luptă a noastră a mântuirii și a credinței, cuvintele acestea și vreau să le pun în fața dumneavoastră, dragii mei, ca autoritate din partea lui Dumnezeu și ca direcție de luptă a unui ostaș în lucrarea oastei Domnului. Dacă vrem să nu ne mai rătăcim de la adevărurile lansate țării și poporului nostru de omului Dumnezeu care a creat oastea Domnului, dacă vrem și dorim să ne ardă focul Duhului Sfânt ca să aducem la picioarele crucii pe toți nemântuiții din România, atunci să respectăm regulile și sfaturile mai marilor ctitori ai familiei noastre spirituale, rugându-ne Domnului Iisus biruitor ca oastea să devină cu adevărat o armată biruitoare și nu o adunare de creștini incapabili să lupte lupta cea bună a credinței. Conform învățăturii și planurilor indicate de comandantul nostru suprem, cercetați și vegheați, spune fratele Sergiu. Și vreau să vă spun că fratele Sergiu, când a scris aceste gânduri, spune aici chiar la început, în prima pagină, era anul 1956 și așteptam eliberarea fratelui Traian Dors ca să facem ca o necesitate acelui timp și acelei vremi precizări pozitive și precizări clare și stricte la oastea Domnului, la ortodoxie și la recunoașterea tuturor abatirilor de la linia trasată de întemeietorul oastei Domnului. Cu acest gând a apărut acest, dacă vreți dumneavoastră, vocabular al oastei Domnului, care este sprijinit pe dreptarul învățăturii sănătoase, pe ce este oastea Domnului, pe zile și adevăruri istorice, care vin într-un fel și ne arată fiecăruia dintre noi ca ostași ai lui Hristos, combatanți în lucrarea Lui, ne arată cum trebuie să ne luptăm, ne arată cum trebuie să ne păzim, ne arată ce fel de ostași trebuie să fim. Și am rămas impresionat, iubiții mei, când am citit, sunt câteva articole pe care nu le găsiți în altă parte, le găsim în ziarele din acea vreme ale oastei Domnului și unul dintre ele este chiar aici și vreau să-l citesc acum. A crede în Dumnezeu înseamnă a trăi o viață după cum spune Evanghelia. A crede înseamnă a muri față de lume și a începe o viață nouă cu Domnul. A crede înseamnă a trăi cuvintele apostolului Pavel, nu mai trăiesc eu, ci trăiește în mine Iisus Hristos. A crede în Dumnezeu înseamnă a te preda Lui cu totul și cu toată viața ta. A crede înseamnă a te schimba, înseamnă o schimbare din temelie în viața ta și în casa ta, așa cum s-a schimbat Zaheu după ce a intrat Iisus Hristos în casa lui. A crede înseamnă a pune un hotar de viață nouă în viața ta. Lucrul acesta se găsea în oastea Domnului numărul 46 din 15-11-1931. Era articolul acesta din care v-am citit și am zis, Doamne, ce om al lui Dumnezeu, pentru un timp de luptă cu păcatul, ai trezit în biserica și în neamul nostru prin Părintele Iosif. Ce mesaj cu așa putere și cu așa claritate și cu așa greutate ai adus în biserica și în poporul nostru. M-am gândit numai la aceste lucruri care ne dovedesc credința despre care am spus și am citit aici versetul 14, mijlocul încins cu adevărul, asta e credință, iubiții mei. Ce adevăruri aici, a crede în Dumnezeu înseamnă a muri față de lume, a te preda Lui, a pune o hotărâre, a te schimba, a trăi o viață după Evanghelia Lui. Asta, iubiții mei, înseamnă să crezi în Dumnezeu. Nu putem să coborâm mai jos de la cerința și de la standardul la care ne cere cuvântul și ne cer înaintași și să trăim o viață autentică de ostași și de copii ai lui Dumnezeu. Și vreau să vă spun că un alt aspect pe care l-am surprins aici în Lumina Satelor, numărul 15 din 7-4-1929, spune așa: temeiul și temelia vieții creștine este credința
Și tot ea este și puterea neamurilor și a popoarelor. Un popor trăiește prin puterea credinței lui Dumnezeu. Un popor slăbește prin slăbirea credinței. Un popor se prăbușește când și-a pierdut credința în Dumnezeu. Se vorbește despre tot felul de crize, de crize financiare, economice, politice, etc. Dar criza cea adevărată este numai una singură. Criza cea mai mare este criza cea sufletească, este criza credinței. Din criza aceasta pleacă toate celelalte crize. Și numai lecuind criza aceasta se vor putea tămădui toate celelalte crize. Resimți, dragul meu, resimți această criză a credinței? Dragii mei, de câte lucruri putem noi să ne plângem? De noi de câte ori ne plângem? De câte ori avem noi dispoziție să ne plângem? De câte ori ne plângem de credința noastră care a slăbit? De rugăciunea noastră care s-a scurtat? De dorința de întâlnire cu frații care s-a mișorat? De câte ori avem atâtea lucruri pentru care să ne plângem? De care să ne văietăm? De noi, de noi ce spunem? De noi ce spunem? Nu ce spun eu de alții, ce spun eu de mine, dragul meu. Privește-te în tine, privește-te în viața ta, privește-te cu cerințele acestea de credință, privește-te cu cerințele acestea de trăire și de a crede în Dumnezeu, ca să vedem unde mă aflu eu, ca să văd ce trebuie să îndrept, ca să fiu realist cu mine și cu viața mea și să văd ce trebuie să fac în viața mea. Este extrem de important lucrul acesta, pentru că Părintele Iosif a înțeles, a știut și a acționat ca atare. Părintele Iosif, numai o România așezată pe temelia moralului, pe temelia credinței părinților noștri, înseamnă un câștig adevărat și statornic pentru popor și pentru neamul nostru. Și apoi Părintele Iosif, cu toată durerea, scrie din nou: eu mă uit peste viața creștinilor de azi, mă uit peste purtările lor și cuteza zice că oamenii de azi n-au credința cea adevărată, n-au credința cea adâncită, n-au credința cea vie și lucrătoare în Domnul Iisus Hristos. Creștinul de azi suduie, ce lucru grozav! Dacă ar crede cu adevărat în Iisus cel răstignit, mai bine s-ar lăsa să fie împușcat decât să scoată sudalmă din gura lui. Dacă ar crede cu adevărat, ar plânge numai când aude pe altul suduind. Iubiții mei, scumpii mei frați, cum stăm noi? N-avem noi în ființa noastră. Putem noi să stăm nepăsători? Putem noi să stăm indiferenți? Cu ce preocupări avem noi? În ce ne risipim energiile noastre? Cât căutăm noi la cei de lângă noi, la cei din lume, la cei lângă care trăim? Cât de mult suferim pentru mântuirea lor, pentru întoarcerea lor la Dumnezeu? Cât ne pasă, iubiții mei? Cât ne pasă de lucrul acesta? Cât ne doare? Cât lăcrimăm când stăm în fața cuvântului lui Dumnezeu? Când stăm în rugăciune? Când stăm în meditație și în reflexie, cât de mult se vede lucrul acesta, că suferim pentru o lume ca aceasta. Spunea cineva, după ce a auzit un cuvânt a unui frate care vorbea despre lume în termeni așa cum știm noi că este, spunea fratele acesta, s-a dus la fratele și a spus: frate, foarte bine ai spus, dar știi cum ai spus? Ca la știri lucrurile acestea, ca la știri le-ai spus. Nu le-ai spus cu durere, nu le-ai spus cu lacrimi, nu ne-ai arătat că ne-ți pasă, nu ne-ai arătat că tu chiar ai vrea să faci ceva pentru ele. Nu ca la știri, noi nu dăm știri. Oastea Domnului nu dă știri, iubiții mei. Oastea Domnului pasă, oastea Domnului dă lacrimi, oastea Domnului dă rugăciuni, oastea Domnului ridică mâini spre cer pentru cei nemântuiți, pentru cei neîntorși acasă, pentru cei care încă nu l-au primit și nu l-au aflat pe Hristos. Asta face oastea Domnului, scumpii și iubiții mei. Și spunea fratele aici mai departe, Părintele Iosif, așa: creștinul de astăzi se îmbată, joacă și petrece pe la crâșme și prin lume, pentru că nu crede cu adevărat și nu-l cunoaște cu adevărat pe cel care singur este bucuria și petrecerea noastră. Creștinul de azi își îneacă necazurile în paharul cu băutură, pentru că nu crede cu adevărat și nu-l cunoaște pe cel ce singur
poate să ne mângâie, poate să ne ajute necazurile noastre. Creștinul de azi se împacă cu toate păcatele și își lasă sufletul în toate vânturile, pentru că nu crede cu adevărat în Iisus cel răstignit. Nu se dă, care ne dă puterea și biruința păcatului, în lupta cu păcatul, scris în 1932, pagina 3, numărul 242 din 16 a 11-a. Și spune fratele Traian, și cu asta am să și închei, a fi creștin cu adevărat nu înseamnă numai a ști cine a fost Iisus Hristos. Nu înseamnă numai a cunoaște voia Lui din istoria biblică, ci înseamnă a-L primi pe Domnul în inima ta, în viața ta. Înseamnă a lăsa pe Domnul să intre în gândurile noastre, în vorbele noastre, în sfaturile noastre, în purtările noastre, în toată viața mea. Trăim acest creștinism, trăim un creștinism și a rămas cu litera legii, nu însă și cu Duhul Evangheliei, care îl face pe om viu și îi dă putere să iasă din păcate. Din creștinismul nostru lipsește miezul și rămâne numai găoacele gol. Aici e pricina atâtor rele și scăderi care bântuie viața noastră, pentru că trăim un creștinism din care a rămas numai litera și s-a dus Evanghelia. Iubiții mei, asta este cel durea pe părintele Iosif Trifa. Asta era cel durea pe cel care a înțeles să se înroleze cu toată ființa, să se îmbrace cu toată armătura, să lupte cu tot entuziasmul pentru smulgerea sufletelor din pierzare și din moarte, pentru a aduce în fața lui Dumnezeu turma pe care i-a fost încredințată să o păstorească spre mântuire, nu spre pierzare. Și noi ostașii zilelor de astăzi, noi ostașii care stăm în fața apostolului din Efeseni, capitolul 6 de astăzi, noi, haideți să ne judecăm, haideți, iubiții noștri, să ne analizăm și haideți să rămânem cu gândul acesta care nu face parte din apostolul de acestei duminici, versetul 18. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri, vegheați la acestea cu toată stăruința și rugăciune pentru toți sfinții Lui. Asta ne-a mai rămas, iubiții mei, ne-a mai rămas rugăciunea, ne-a mai rămas genunchii, ne-a mai rămas lacrima. De fapt, cineva spunea, am ajuns pe genunchi atunci când n-am mai avut unde să mă duc. Și cineva spunea, către unul care era bolnav și se găsea pe un pat de spital, spunea, îi transmitea, ei, acum nu ne-a mai rămas decât un singur lucru, să ne rugăm. Nu, iubiții mei, e trist dacă vă afirmăm așa. Când medicul îți dă el verdictul bolii tale și când tu, cel de lângă un bolnav, spui, acum nu ne-a mai rămas decât rugăciunea, s-ar putea să fie prea târziu. Nu uitați, pentru noi cei care suntem în viață, pentru noi cei de azi din oastea Domnului, nu ne-a mai rămas decât un singur lucru, vegheați și rugați-vă până nu-i prea târziu. Amin. În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.